Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră și mleoanca noastră, Vlăduța Lupău! Și ne dă un colacuț, lorile, lorile, dalme. Și la voastră cu mine! Lorile, lorile, dalme. Știți de ce avem nevoie de aplauzul dumneavoastră? Bună seara! Ce frumos e la mine acasă! Corect, da? Mă bucur din suflet, dragilor, că suntem împreună și vreau să spun încă de la început, după mulți ani, când și eu aici acasă, la Simeon Silvaniei, și mă bucur că sunteți într-un număr, cred eu, extraordinar de mare. Sper să rezistați frigului, pentru că preț de câteva zeci de minute am bucuria și fericirea astea de a fi împreună cu dumneavoastră. O să colindăm, dar o să și cântăm, pentru că dacă tot n-am cântat de vreo mai bine de 15 ani aici, mi-ar plăcea să mă auziți și cântând și să și cântăm împreună. Ce ziceți? Așa facem. Și dacă vreți așa ca un secret să vă încălziți, trebuie să aplaudați tare. Asta e tot secretul. Mulțumesc! Mai colindăm una împreună. Bine? Hai! Frumos! M-am văzut de fulat!
Am colindat în multe locuri ale țării și am și cântat tătanul. Dar iată că mă bucur că, așa cum spune unul dintre concertele mele de suflet, vin acasă de Crăciun și într-adevăr sunt acasă. Și nu numai eu, că am adus și pe colegii mei să vadă ce fain e la mine acasă. Eu am cântat la ei la Maramureș de multe ori, minunat, dar vreau să vă zic că aici o să fie cel mai fain. Așa, așa. Eu știți cât v-am lăudat. Bine, și pe mine, că de aici, nu? Mulțumim tare mult. O să trec acum și o să cânt și niște cântece și încep așa. Faine-i numele? Poți să și cânt, să nu mai decolidat de voie. Am vorbit cu Popo, auzi că mă lasă. Bun. Să trăiască cine știe! Thank you.
pământul la raie, da, dar și nu-l poartă ori și cine. Numai cu ișege vine la raie, da, faină-i numele Mărie, mi-l au pus mama și mie. Da, și când era mai micuță, îmi zicea Măriuță, faină-i numele Mărie, mi-l au pus mama și mie. Și când era mai micuță, îmi zicea Măriuță. Și împreună! Faină-i și faină-i numele Mărie, mi-l au pus mama și mie. Și când era mai micuță, lași-mi leu, îmi zicea lumea Măriuță. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Se vede că-s acasă, da? Nici eu nu m-am așteptat. Să știți că nu m-am îmbrăcat în straie populare, nu că nu le mai am, că le mai am. Dar am încercat așa să cântăm de toate și atunci nu se cade să mă îmbrac în costum popular. Dar m-am bucurat foarte mult să-i văd pe, să zic așa, colegii mei mai tineri de la ansamblul folcloric de aici, de la noi, Barcăul, pe care îi felicit pentru programul pe care l-au avut. Și mi-am adus aminte că de aici am plecat și eu, de la Clubul Copiilor. Vreau să-i salut pe profesorii mei și zeșai lor, doamna Neaga, domnul Neaga, să-i felicit că, uite, după zeci de ani încă se păstrează tradiția. Dragilor, să faceți lucruri frumoase și mă bucur din suflet să vă văd și să vă cunosc. Sper că și voi vă bucurați că suntem împreună azi. Mulțumesc mult! Să știți că contează foarte mult atunci când te întorci acasă să te primească ai tăi cu brațele deschise și cu dragoste, că până la urmă ai tăi sunt cei care contează, așa că dumneavoastră contați foarte, foarte mult pentru mine și mă bucur pentru primirea asta pe care mi-a făcut-o mie și colegilor mei. Dar asta nu înseamnă că plecăm, asta înseamnă că mai stăm. Și bineînțeles, vreau să-i mulțumesc din suflet bunului meu prieten cu care am copilărit, am crescut, ne-am petrecut chiar și tinerețea împreună și sunt mândră de tot ceea ce face aici în orașul nostru. Aș vrea neapărat să-i oferiți cele mai frumoase aplauze domnului primar Cristi Leazăr. Prietenul meu și al vostru. Mă duc mai departe. Doamnele care nu purtați numele de Mărie, să nu fiți supărate. Acum ne împăcăm. Prietenele mele, sunteți aici! Și ale voastre, stați liniștiți. Hai să începem! Ha! Pentru toate doamnele și domnișoarele de la Șibleu! Dar au altă bogăție,
luci. Hai, doamnele! Cucine, cucine, mă petrec și mă simire cu ele, cu ele, prietenele mele. Cucine, cucine, mă petrec și mă simire cu ei, cu ei, cu ei. Păi cu șimleoane mele. Mâinile sus să vă măcă. Așa, ce fain. Bun, aici vă place? Dacă nu mai avem, încă mi-e putea redresa. Bun. Ar trebui să vă întreb și pe dumneavoastră ce să cântăm. Gașca aici din față văd că-s cu mine. Și ca să nu vă supărați, să zici, n-ai venit acasă, n-ai cântat-o pe aia, pe aia. Ce să cânt? Ia să văd. Care? De Crăciun? Mai ce? Atât? Asta și plec acasă? Ce simplu! Bun, hai să vedem. Înainte de Crăciun, hai să vă doștiți pe aia. Unde e ea? Cine-i? Cum o să o găsesc? Că mă gândesc zi și noapte la ea. S-o pot vedea să stau cu ea cât vrea inima mea. Eu fără ea nu mai pot să... O știți, hai să dăm drumul. Zâmbetul care pe loc m-a fermecat, noapte de noapte să dormi la noapte. Cât mi-aș dori să te pot întâlni și visul meu poate se va rămâni. Și unde e ea, cine e ea, cum pot să o găsesc, că mă gândesc zi și noapte la ea. Eu fără ea nu mai pot să trăiesc. Ah! Roman, ce vine din partea băieților pentru toate fetele? O fată dulce într-o zi mi-a zâmbit și inima parcă aceea, atunci eu știu că ea e fapta ce o aștept de mult. Și voi! Unde e ea? Cine e ea? Nu o găsesc, că mă gândesc și noapte la ea. Așa! Să stau cu ea, cât vrea inima mea. Eu fără ea nu mai pot să trăiesc. Mă gândesc zi și noapte la ea. Să pot vedea, să stau cu ea cât vrea inima mea. Eu fără ea nu mai pot să trăiesc. Unde e ea, cine e ea, cum pot să o găsesc? Că mă gândesc zi și noapte la ea. Să pot vedea, să stau cu ea cât vrea inima mea. Eu fără ea nu mai pot să trăiesc. Mulțumim! Mulțumim din suflet! Mai stau?
Mai aveți loc românie? Nici noi. Eu trebuie să mai fac bradul, că în rest... Bun. Sarmale? Am om care face sarmale. Mami, socra, am și eu avine. Cum? O fată hoinar. Fine! Bun, înainte de aia o fac și pe aia. Ce ziceți, nu, eu aia fac, bine? Dar înainte de aia o zic să mai colindăm una, ca să nu ziceți că bine ai venit, ai colindat una și după aia ai dat-o pe geală la altă. Vine seara de Crăciun, duminică seara. O colindă pe care mă bucur să o cânt și aici pe scenă și sper să o cântați cu mine. Hai! Duce acasă de Crăciun, hai, naleroile, vine seara de Crăciun, seara sfântă, mare minune se întâmplă. Dulce ca un roi ne-o fi bucuria, atunci se naște Mesia. Vine seara de Crăciun, seara sfântă, mare minune se întâmplă. Dulce ca un rai ne-o fi bucuria, atunci se naște Mesia. Aștepte cu câteva vocal mine. Colinex, altă. Și apoi vedem noi ce prindem Crăciun.
Dar dacă noi și dumneavoastră, mai mult de ceva aduceți. Cum? Dați căciula dumneavoastră. Deci ce ai venit pe acolo să iau înainte să vorbești. Da, da, da. Da, dragă. Serus. Facem și poză, dacă nu congelăm la urmă, stăm la poză. Bine, așa facem. Deci cum a zis că se cheamă piesa aia? Azi ce stare? Să-i dați drum băieții, da? Cerere ai cerere. Au cântați cu mine. Ordinul-i, ordinul-i rugăminte. Nu știu că inima mea poate nu mai pentru ea. Mă întreabă lumea pe stradă de ce iubesc. Ei nu știu că inima mea bate. O mână hoinară mi-a făcut viața amară. Mi-a făcut viața amară prin fumul de țigară. Sunt voi! O nota 10. Un minut, atât aș vrea să spun ce pe inima mea. Nu știu ce ai făcut cu mine, că sunt nebună de o mărine. Un minut, atât aș vrea să spun ce pe inima mea. Nu știu ce ai făcut cu mine, că sunt nebună de o mărine. O, fără hoinără, mi-ai făcut viața amară. Mi-ai făcut viața amară, de cofumul de țigară. O, fără hoinără, mi-ai făcut viața amară. Mi-ai făcut viața amară. Mare lumea, mare, mare, peste tot. Și lași-mi leu.
cel mai tare. Și trandafiri o spin, zâmbesc noi ușor și dar nebună dor. Dar asta știu doar eu și bunul Dumnezeu. Mare e lumea, mare, mare, peste tot rămân noi care să mă aduc. Mare mare lumea, mare, mare, peste tot rămâne tare. Mare lumea, mare, mare, lași meu Silvaniei, rămâne cel mai tare. Da. De Crăciun, înseamnă așa, de Crăciun. Haideți, spuneți să cântăm vreuna, vreți? Bun. Stați-mă un pic, mai una. Până nu vă îngheasă mâinile, nici vouă, nici mie, văd că aveți telefoanele în mână. Hai să facem o treabă frumoasă, o poză faină. Aveți luminițe, lanterne, blicuri, da? Hai să le pornim, să facem o poză frumoasă. Vreau să am și o poză cu toți șampioanii. Hai, da? Toate lanternele, toate, nu două, trei. Hai, cât mai multe. Asta-i, toate blicurile sus, mâinile. Și pe aici, n-aveți? Asta-i. Să le faci măcar o poză frumoasă, să și zâmbiți. Bună seara și mă! Și mai tare, Galăcie! Ați zâmbit, da? Asta e cea mai faină poza mea de la Crăciun. Anul ăsta. Bun, hai să dacă știți asta. Câte fete în toată lumea, e dar ca mine nu-i niciuna. Ca o stea din cer aleasă și ca o floare de frumoasă. O cântăm așa, le, 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 da? Dați drumul! Haide! Bine!
le, tot la mine dar ca mine. Așa! Să-mi iau eu un pic așa să-mi trag sufletul. Acum e rândul dumneavoastră să-i aplaudați pe colegii mei. V-am spus că eu când mă duc la Ilea Maramureș și toată lumea mă aplaudă, mă primește fain. Acum e rândul meu să vă rog să-i primiți frumos ei. Rapsozii Maramureșului! La saxofon! Ștefan Andreica! Hai, Ștefane! Spate motorul formației noastre, Bogdan Gavriș! N-acum a fost frig!
nu? Bun. Hai să mă gândesc, mai zic una, mai zic două. Trei. Hai să văd dacă știți refrenul ăla. Să văd dacă știți refrenul ăla la piesa care mi-ați cerut-o. Cum ați zis, de Crăciun, nu? De Crăciun cu ai mei am o să ia. De Crăciun la fel ca în orice an. Povestim și primim calindărul. Ce frumos e acasă sărbători. De Crăciun cu ai mei am o să ia. De Crăciun la fel ca în orice an. Povestim și primim colindător. Ce frumos e la șimleu de sărbător. Mulțumesc! Bun, hai să vă zic ceva. Cine colindă, așa am învățat eu când eram așa și mergeam cu colinda printre blocuri, prin Gheorghe Lazăr, ziceau că cine colindă singur ori bat, ori nu băut cât trebuie. Așa că aș vrea să colindăm împreună, dar pentru asta aș vrea să-l invit și pe domnul primar aici lângă mine. Domnul Cristi, știi să colinzi? Hai să vedem, un aplauz de dumneavoastră! Mulțumesc, Ros! Asta e plata de colindă? Rămâi cu mine! Știi să colinzi, da? Când era mici, mergea la colindat acolo pe scara locului, așa că eu îl pun la probă. Stai că cred că vrea să colinde singur. Nu vă speriați. Vlăduța, bine ai venit acasă. Ne faci o mare bucurie de fiecare dată când revii. Și vreau în numele șimleoanilor care te iubesc și te apreciază să-ți mulțumesc că ai revenit acasă. Și te așteptăm să revii cât mai des aici. Crăciunul este despre întoarcere acasă. Vlăduța s-a întors astăzi acasă și Crăciunul este sărbătoarea speranței și a bucuriei. Gândurile mele se îndreaptă către toți cei aflați în nevoie și către ei și trebuie să învățăm în aceste momente să fim mai buni, mai solidari și cred că reușim asta împreună. În anii care vin, vom avea un centru istoric de poveste aici la Șimleu Silvaniei. Pentru asta am muncit și pentru asta muncim. Iar această poveste o vom spune întregii țări și nu numai. Mulțumim, Vlăduța, bine ai revenit acasă și Crăciun frumos și sărbători fericite tuturor! Mulțumesc din suflet, domnule primar, și constat cu mare bucurie, așa cum am spus, ori de câte ori intru în oraș și de câte ori vin acasă, chiar de deseori spun și familiei mele ce mândră sunt de domnul primar Cristi, că mi se pare... Șimleul se transformă cu fiecare vizită a mea, chiar dacă e mai rar, să știți că vin o dată pe lună acasă, dar cu fiecare venire a mea acasă mi se pare că văd ceva transformat în Șimleu și pentru asta te felicit, nu spun asta, cred că vedeți și dumneavoastră, nu spun doar ca să-l laud pe domnul primar Cristi, vedeți și voi ce se întâmplă aici în orașul nostru, te felicit și sunt mândră că sunt și prietena ta, pe lângă faptul că sunt șimleoancă și sunt acum acasă la invitația ta. Cea mai mare calitate este cea de om. Funcțiile sunt trecătoare. Așa încât eu sunt Cristi, tu ești Vlăduța și rămânem în L35, unde a fost totdeauna. Tu la etajul 4, la etajul 3. Mulțumesc din suflet, aplauze pentru tot ce faci, Cristi! Dacă vrei să-ți iei un microfon, să știi că colindăm împreună. Vorbea de plata colindei. Buchetul de flori este pentru că e o adevărată floare, Vlăduța, pentru noi șimleoanii. Dar noi avem o plata colinde pentru că atunci când se întoarce fica acasă... Nu, exact, și porcul cel mai gras. Asta am făcut la Șimleu. Și ca să nu plece cu mâna goală de aici, i-am pregătit un coș cu merinde, așa cum se cuvine de la Șimleu, cu șampanie și cu toate bunătățile, să nu uite de unde a plecat. Bun venit acasă! Mulțumesc, Cristi, să știi că nu uit de unde am plecat niciodată și nu vă uitați, nu mă pentru mine, mergeți!